Aveți informații, domnule Fenechiu, dacă se pun la cale discuții serioase, iată, cu zona de dreapta, cu USR-ul? Doamna Lasconi spunea într-o declarație recentă că nu m-a contactat nimeni, doar mimează. Liberalii nu-și doresc să se îndepărteze de PSD. Și dacă se îndepărtează de PSD, liberalii, domnule Fenechiu, cum rămâne cu candidatul de dreapta? Care va fi candidatul de dreapta? Că mi-e clar, și doamna Lasconi susține sus și tare că este singurul candidat de dreapta în momentul de față și, evident, și domnul Ciucă se vede tot candidatul de dreapta. Bun, suntem într-o perioadă de precampanie și fiecare decident politic și fiecare partid politic încearcă să-și fructifice cât mai bine perspectivele, inclusiv folosind o serie de hiperbole, parabole și neadevăruri. Singurul partid de dreapta din România este Partidul Național Liberal. Asta e un lucru cert. Zâmbește domnul Zeidler, nu-l vedeți, dar eu zic să vă spun... E în regulă, poate să zâmbească domnul Zeidler, pe care îl apreciez, că e un om serios. N-am o problemă cu domnul Zeidler, însă domnul Zeidler nu înseamnă USR. Că domnul Zeidler e un om de dreapta, eu asta confirm, o spun cu mâna pe inimă, da, Zeidler este un om de dreapta, e un om de dreapta de când îl cunosc și știu că și înainte tot un om de dreapta a fost. Dar mă rog, nu asta e tema discuției. Partidul Național Liberal, în momentul de față, este într-o situație în care nu multe partide au fost vreodată. Suntem într-o situație în care dictonul latin, pacta sunt servanda, înțelegerile se respectă, iar înțelegerea pe de o parte vizează asigurarea stabilității României până la alegerile parlamentare și în situația în care, pornind de la premiza că suntem două partide cu ideologii diferite și cu perspective diferite, noi fiind singurul partid de dreapta, PSD-ul fiind partidul de stânga cel mai reprezentativ, am făcut această mezalianță pentru a asigura guvernarea. Din punctul ăsta de vedere, domnul președinte Ciucă a spus un lucru cât se poate de corect. Această coaliție a fost făcută pentru că era imposibil să se facă alta și România trebuia guvernată. Nu s-a făcut din dragoste, nu s-a făcut datorită faptului că noi am fi devenit PSD sau i-ar fi devenit PNL. A fost o guvernare dificilă în care ne-am bătut la baionetă pentru fiecare măsură economică, pentru fiecare măsură care avea un impact asupra mediului de afaceri. Credem că până la urmă am obținut pentru mediul de afaceri și pentru dezvoltarea României din perspectivă competiție, antreprenoriat și așa mai departe, cele mai bune rezultate care le puteam obține în această coaliție, însă o spunem că vin alegerile, ne dorim o guvernare de dreapta. Decizia o au românii. Românii pe data de 24 și respectiv 8 decembrie când votează președintele și respectiv pe 1 decembrie când votează parlamentul, vor stabili. Da, vrem un guvern de dreapta. Și atunci vor vota în principal Partidul Național Liberal și posibil, probabil și USR-ul, care cred că ar veni în această posibilă coaliție viitoare. Dacă românii vor credita această idee pe care domnul președinte Ciucă a lansat-o și care este chiar și un angajament al PNL-ului, că dacă facem o guvernare de dreapta, o să facem un guvern de dreapta, atunci vom avea un guvern de dreapta. Doar vorbe până acum, domnule Fenechiu, până la urmă, vă veți întâlni cu reprezentanții USR? Mai sunteți supărați de faptul că v-a zis doamna Lasconi să vă faceți curățenie, sau cum a zis, să vă igienizați acolo în partid? Doamna Lasconi, probabil că știți cum e, primarii se ocupă de deratizări în localitățile lor și probabil că în ziua respectivă a folosit foarte des cuvântul curățenie și deratizare. Altminteri, decența, bunul simț și colocvialitatea care trebuie să existe în politică, nu trebuie o să-i permită să spună așa ceva. Pentru că una peste alta, doamna Lasconi are propriile probleme în partid, iar noi nu venim să-i dăm lecții ce să facă. Doamna Lasconi se ocupă de partidul domniei sale, da, domnul Ciucă și Partidul Național Liberal avem o comunicare cu colegii din USR, am avut-o întotdeauna și când am fost la guvernare și când n-am fost la guvernare, unde au existat politici care au putut făcute împreună și unde am considerat că putem lucra cu ei, am făcut-o în interesul românilor.
Iar din punctul ăsta de vedere, cu siguranță vor exista discuții și vor exista posibilități de colaborare dacă USR-ul va înțelege care e locul, poziția domnilor lor și dacă doamna Lasconi va înțelege același lucru și va termina cu varianta să ne dea lecții, sfaturi și alte lucruri. Pentru că un partid de 8% nu poate să dea sfaturi unui partid de 30%. Așa este în politica mare. Dacă nu înțelege acest lucru și mergi pe teoria că bâzitul îți aduce voturi, îi dă o veste proastă doamnei Lasconi. Bâzitul nu aduce voturi. Votul aduce o abordare politică, votul aduce politici constructive și bune pentru România, votul aduc proiectele pentru România. Iar până una alta, Partidul Național Liberal are 12 președinți de consilii județene, are 1000 de primari și are o serie de politici publice care au făcut bine României. Iar faptul că Partidul Național Liberal este garanția faptului că nu vom crește, nu va crește TVA-ul și vom păstra cota unică, care sunt linii roșii ale proiectului PNL, atâta vreme cât investițiile publice vor crește în România, da? Și ne vom asuma cât se poate de clar și restructurarea statului și o reformă constituțională, eu cred că votantul de dreapta din România nu are altă opțiune rezonabilă decât Nicolae Ciucă și Partidul Național Liberal.